mese îmbelșugate, cadouri, vizitele celor dragi. Cam așa arată această perioadă în care ne aflăm acum. Sunt Consuela Bălașa, mă bucur să vă dau o întâlnire într-o nouă ediție de Vorbă cu doctorul. Alături de mine să fie un psihoterapeut și un medic care ne vor învăța cum să ne bucurăm corect și sănătos de aceste sărbători faine care ne stau în față. Vă salut! Ne pare bine că suntem alături de tine în această ocazie festivă. Trebuie să vă prezint invitații. Doamna Magdalena Ciucă este psihoterapeut, iar medicul este Răzvan Mihalcea, pe care deja îl cunoaștem, este de-al casei. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Mulțumesc la invitație și eu mă bucur la tine. Mă uit în special la tine, Răzvan, pentru început. Care sunt principalii pacienți care ajung în această perioadă la camera de gardă? Depinde acum și de ce tipuri de, la ce tipuri de pacienți facem referire și la ce tipuri de camere de gardă. În principal, sau în mod tradițional, cu ocazia acestor sărbători, frecvente sunt toate afecțiunile cu potențial digestiv, cu afectarea sistemului cardiovascular. Aici referindu-mă îndeopște atât la afecțiunile acute, cât și la acutizarea sau la agravarea unor afecțiuni care sunt cronice, care preexistau. Cu ocazia acestor sărbători, când se crede că e un timp în care poți fi îngăduitor cu tine însuți referitor la anumite comportamente, fie ele alimentare, fie ele de stil de viață, fie se decompensează foarte multe afecțiuni cronice, da? Mă refer aici în principal la boli cardiovasculare, la boli gastrointestinale. Exemple sunt clasice, încență cardiacă, ciroză hepatică. Fie există afecțiuni acute, cum sunt colici biliare, angiocolite, ulcere duodenale, ulcere gastrice, să zicem tot așa tradiționala intoxicație etanolică sau etilică, tradiționala toxinfecție alimentară, când consumi anumite bunuri care nu au fost, anumite mâncăruri care nu au fost corect preparate termic sau nu au fost respectate regulile de igienă alimentară și așa mai departe. Acestea sunt frecvent întâlnite în camerele de gardă ale spitalelor de urgență și nu numai. Motiv pentru care, din păcate, contrar așteptărilor, cei care astăzi muncesc sunt foarte solicitați, poate mai mult decât de obicei, pentru că toți colegii din medicina primară se bucură de zile libere. Cei care au încasat garda de sărbători au de îngrijit mai mulți pacienți, de principiu mai grav, cu mai multe complicații. Și doar pentru că sunt zile libere date de stat sau e sărbătoare religioasă sau de orice altă natură, nu înseamnă că lucrurile vor merge mai ușor, mai simplu sau că bolile vor lua o pauză. Din păcate, afecțiunile nu. De cele mai multe ori, noi suntem aceia care suntem vinovați de agravarea lor. Nu se întâmplă pentru că, adică, e o minoritate de cazuri în care se pot întâmpla evenimente acute care nu au legătură efectiv cu anumite excese sau îngăduințe ce se întâmplă în intervalul acesta de timp. Abuzul de calorii, grăsimi este singurul factor declanșator? Nu e singurul, cu siguranță nu. I-am spus și îngăduință. Îngăduință la anumite alimente pe care tu, ca bolnav cronic, le știi că sunt nepermise. Saramuri, murături, vegetă, tot felul de sărături, de scăzături, de chestii de genul acesta, care, odată ingerate, decompensează prin excesele pe care le conțin acestea tot felul de afecțiuni cronice. Sau știi că un anume aliment nu-ți face bine, dar zici să încerci. Sau știi că un pahar nu ți-e îngăduit și nu e ok să faci treaba asta, dar dai și tu noroc cu prietenii, cu fii și copății. Lucrurile astea contabilizate pentru organism, și organismul nu poate fi atât de ușor păcălit pe cum credem noi, se pot dovedi de cele mai multe ori că fac rău și nu bine, motiv pentru care, evident, sfatul meu va fi acela de a fi evitate și de a privi sărbătoarea legată de oameni, legată de însemnătatea ei și nu de ce consumi, de faptul că să deschid dintr-o dată porțile și îngăduința își face loc. Și sărbătoarea să constea în a fi împreună cu, în a celebra alături de, în a face lucruri de genul, în a face fericiți pe cei din jurul tău, în a simți poate bucuria solitudinii cu ocazia aceasta, să respiri și tu, să-ți tragi sufletul, dar nu în excese sau în îngăduințe, din punctul meu de vedere. Domnul Magdalena Ciucă, ce se ascunde în spatele acestor mese bogate, pregătite cu atâta iscusință? Este vorba doar de tradiție? Este și tradiție. Noi suntem de obicei foarte tradiționaliști.
dar este și un obicei care l-ai dus din generație în generație și obiceiul este să faci cumpărături, obiceiul este să ai masa plină de bunătăți, poate că nu ți le-ai permis în timpul anului, dar atunci încerci să faci rost de ele. Dacă privești asta din punct de vedere al cumpărătorului, dacă privești de partea cealaltă, vânzătorul are niște strategii formate de mult timp pentru aceste sărbători de iarnă și pe el îl interesează profitul, nimic altceva. Iar pentru profit sunt tot felul de, ca să zic așa, giumbuși lucruri. Așezi marfa într-un fel ca să fie alături de ceva unde se poate cumpăra în combinație una împreună cu cealaltă. Sunt coșurile acelea imense de cadou de sărbători care sunt foarte costisitoare. Din câte am înțeles, tot ce există cumpărături pentru copii care îi vizează drept cadouri sunt puse undeva la un nivel mai jos ca să ajungă privirea copilului dacă își însoțește părintele de sărbători la cumpărături și să înceapă să ceară una și alta. Deci vânzătorii își fac treaba, marketingul este în floare și mai departe fiecare se bucură cât poate de, pe partea celui. De ce, oricât de săraci financiar am fi, tot reușim cumva ca în această perioadă să părem cel puțin îmbelșugați? De ce avem tendința de a epata? Acum, dacă stăm să ne gândim la cei care epatează, ei o vor face tot timpul, noroc că nu sunt așa de mulți. Sunt probabil acei oameni care își cumpără o mașină foarte scumpă, foarte arătoasă, dar de fapt locuiește într-o garsonieră înghesuită acolo. Sau acum de Crăciun, în loc să cumpere, cum este tradiția la noi, ceva legat de acel purcel, se gândesc să introducă icre negre, eu știu, fructele de mare, somon fumé și alte chestii de genul ăsta, pentru că așa e de bon ton și trebuie să țină pasul cu cei din afară. Mă rog, rest, dacă stai să te gândești la oamenii care vor să păstreze aceste obiceiuri și să facă o bucurie și să se bucure și ei alături de cei dragi, cred că toate aceste cumpărături care se fac pe cadouri și pe masa de sărbători încep pe undeva mai înainte, mai ales cadourile. Pe mulți oameni am auzit că își cumpără din timp, adică încearcă să afle care sunt preferințele celor dragi, ce și-ar dori și le cumpără și le așează pe undeva pe în casă. Este puțin cam riscant pentru că s-ar putea beneficiarii să dea peste ele și noi mai pățeam treaba asta. Găseam lucrurile care maica mea trebuia să mi le ofere drept cadou. Bine, tăceam pentru că știam că s-ar fi enervat foarte tare și ne făceam că nu le-am văzut. Dar există și posibilitatea asta. Iar restul, se gândesc că probabil că mai este și o superstiție, că e bine să ai o masă îmbelșugată la trecerea dintre ani, că îți va merge bine tot anul, vei fi îmbelșugat. Îmbelșugat, da, fi un an îmbelșugat. Sau se mai gândesc la, domne, nu mi-am permis un an întreg să cumpăr anumite lucruri care sunt mai bune, mai costisitoare. Hai acum să strâng și strâng din timp pentru acel coș de cumpărături și pun acolo și probabil de sărbători reușesc să facă ce și-au propus. Deci e un efort care aduce și bucurie. E adevărat, cum spunea colegul nostru de platou, poate să fie riscant, câteodată bucuria asta se transformă în ceva rău, pentru că exagerezi și dacă mai ai și niște probleme emoționale în interior, încerci să le acoperi cu mâncare foarte bună și multă, faci combinații greșite și de băutură și de mâncare, care sunt foarte grele și atunci nu prea mai e o bucurie așa. Nu este un final fericit. Da. Rămânem puțin în această zonă de alimentație. Răzvan, care sunt acele categorii de pacienți care ar trebui să manifeste o atenție mai sporită în această perioadă, în care pe lângă ei se primă tot felul de lucruri minunate? Da, într-un fel am anticipat discuția asta, spunând de afecțiunile, de pacienții care deja se știu că au anumite afecțiuni cronice. Am făcut referire la cei care au ciroză hepatică de orice etiologie, fie virală, fie etanolică, la cei care au afecțiuni cardiovasculare, în principal, mai ales, mai cu seamă, pacienții cu insuficiență cardiacă, la pacienții care știu că au alte boli de inimă, hipertensivi,
diabeticii, să nu uităm celelalte afecțiuni gastrointestinale, cei care știau că au probleme cu gastrită, cu ulcerul, atenție la ce mănâncă. Sărbătoarea pentru organism nu înseamnă pauză și nu înseamnă că respectiva excepție sau exces pe care îl efectuezi asupra organismului tău nu îți va dăuna sub nicio formă. Combinațiile, cum zicea și doamna Ciucă mai devreme, între tot felul de alimente și stropirea lor cu cantități variabile de la puțin până la industrial de alcool etilic, nu ajută sau nu îmbunătățesc deloc pronosticul niciunea din aceste afecțiuni. De asemenea, e de evitat, știu eu, bucuria excesivă, pentru că, special am omis, ne concentrăm foarte mult pe tot ce înseamnă patologie, să zicem așa, legată de afecțiuni, de boli care există sau care pot fi date de alimente. Dar, din păcate, ultimii ani au demonstrat o creștere foarte mare a traumatismelor, fie făcute din tâmpenie, prostie, indolență și așa mai departe, fie făcute din teribilism, fie făcute pentru că, mă rog, tot din cauza asta, dar efectuate nu doar cu propria forță sau a obiectelor contundente, a armelor albe sau de foc, ci și cu autoturisme. Când, din păcate, o sărbătoare se poate transforma în tragedie, pentru că pot avea și, din păcate, statisticile sunt îngrijorătoare, că, din păcate, accidentele rutiere se mulțesc în perioada asta sau în perioada conexă, din cauza faptului că nu se respectă reguli, că se consumă alcool etilic, că se consumă alte substanțe interzise, care pot duce la tragedii în perioada asta. Așa că avem, pe lângă patologia clasică medicală, avem și patologia traumatică, care îmbogățește arsenalul de pacienți prezenți la camerele de gardă, corectând cu chestia asta. Repet, de la mici contundențe apropiate până la accidente de mașină sau accidente prin folosirea necorespunzătoare a armelor sau a dispozitivelor pirotehnice, pentru că trebuie să, nu știu, să bubui, să dai cu chestii de genul ăsta și se lasă cu drame. Ce ne poți spune despre doamnele însărcinate? La fel ca și pacienții care au afecțiuni cronice, nu că sarcina ar fi afecțiune cronică sau că ar fi deja o boală. Deja se urcase sângele la cap. Nici de cum, dar trebuie privit din punctul de vedere al modului în care ai grijă de tine ca femeie, sarcina ca fiind o perioadă specială în care trebuie să ai grijă de tine și de produsul de concepție, de copil sau de copii, dacă e vorba de o sarcină multiplă. Moment în care trebuie să fii privită și trebuie să te privești pe tine însuți ca un bolnav care trebuie să respecte anumite reguli. Repet, sarcina nu e o boală, nu e o problemă din punctul ăsta de vedere, fără dar și poate, dar trebuie privit că trebuie niște restricții foarte clare în treaba asta. Adică, evident, nu o să mă auziți recomandă niciunei femei, nici măcar cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau oricare alte sărbători religioase sau de stat, că recomand să bea, să fumeze, să facă excese cu nu știu ce chestii alimentare care știu că îi fac rău. Oricum, din punct de vedere al alimentației, gravida e ferită într-o oarecare măsură, pentru că cel mult va gusta, pentru că sunt anumite mecanisme, sunt anumite lucruri care, într-un fel, îi scad foarte mult apetitul, într-o oarecare măsură, mai ales când sarcina avansează ca vârstă. Și uneori și să vrea nu poate să mănânce foarte mult săraca, pentru că atunci când ai uterul la sub stomac nu îți permite să mănânci atât de ușor și, sau să mănânci orice. Când mișcările gastrointestinale sunt altfel conformate, când secreția biliară e altfel pusă, apropo de treaba asta, nu îți permite să mănânci orice și atunci se schimbă oarecum și într-un fel sunt pus la adăpost de existența sarcinii. Dacă mai adaugi peste treaba asta tot ce înseamnă angajamentul hormonal dat de sarcină, deja lucrurile se pot schimba. Dar pot să guste cu ocazia asta. Hai să ciocnim, hai gustă că nu se întâmplă nimic. Cine e cel care garantează și spune chestia asta? Pentru că nici dacă deții o diplomă, o calificare în domeniu, nu poți să garantezi niciunei persoane că un comportament știut ca fiind dăunător nu poate dăuna în situația specifică produsului de concepție. Da? Lăsând o parte că aceste ocazii se pot transforma la fel pe linia traumatică în adevărate drame, din punctul ăsta de vedere. Iarăși, pentru femeile care au parte de o sarcină care a fost cu probleme sau o sarcină urmărită sau care s-au chinuit să rămână sarcină sau care se chinuie să păstreze sarcina, perioada sărbătorilor sau, în primul rând, adresabilitatea către perioada dinainte sărbătorilor n-ar trebui să se
căznească să facă tot felul de lucruri. Și aici înțelegerea familiei trebuie să fie categorică și să nu fie privită de către unii și către alții într-un mod netradițional, că vai, cu tăreasca nu face. Păi are un motiv bine întemeiat pentru care nu face treaba asta. Și nu sunt de acord cu dictonul: lasă că pe vremea mea eu am făcut și am dregut și nu știu ce și mai departe. Asta e, exact, asta este o chestie care se întâmplă. Nu cred că cineva dintre noi sănătos la cap ar vrea să mai trăiască în vremea și în timpul moromeților, că tot e în vogă în treaba asta. Sperăm să nu fie nimeni atât de nostalgic. Sperăm, adică lucrurile erau înapoiate din punctul ăsta. Nu trebuie să le privim așa, ci trebuie să îmbrățișăm progresul și să înțelegem ce ne-a dus el. Deci nu trebuie să cadă sub treaba asta și nici cu ocazia respectivă să se lase atrase în tot felul de îndemnuri de genul ăsta. Lasă, dragă, că nu se întâmplă nimic, că și eu am făcut și am... Serios? Deci nu, astfel de atitudini trebuie complet dezavoate și descurajate, în primul rând de către gravide, cât și de anturajul acestea în treaba asta, pentru că, repet, nici pentru pacienții cunoscuți, nu e sărbătoarea, nu e un prilej care să le permită treaba asta, pentru că afecțiunea lor nu are sărbătoare, ca să zic așa. Mi-ai preîntâmpinat următoarea întrebare și avea legătură cu acest comportament pe care trebuie să le aibă cei din jurul însărcinatei cu ea. Poți să mai adăugi ceva? Aș putea face o emisiune întreagă. Trebuie să privească situația respectivă ca fiind o ocazie extraordinară, din toate punctele de vedere, asta însemnând și bune și rele. E extraordinar să fii pe lângă o femeie însărcinată, să te bucuri de tot ce înseamnă chestia asta, familia întreagă mă refer, apropiații de asemenea, dar asta presupune că trebuie să înțelegi că nu poate face aceleași lucruri pe care le poate face o femeie care nu e însărcinată sau un bărbat. Și trebuie să compensezi în aceeași măsură. Pe de altă parte, poți, e o șansă unică în viață, aceste 9 luni, comportamentul acestor 9 luni, sau mă rog, din momentul în care afli că ești însărcinată, și nu e o surpriză așa cum se mai întâmplă câteodată, din momentul ăsta, tot comportamentul ăsta poate fi foarte frumos și foarte interesant, sau poate fi din contră, știu și eu, o sursă de scandal sau sursă de compensări de orice natură. Așa încât, cred că, în primul rând, înțelegere și efectiv adaptare la situația respectivă. Trebuie să fie adaptat, să înțelegi tot ce înseamnă graviditatea pentru o femeie. N-am spus întâmplător de edificiu hormonal. Trebuie să înțelegem că în momentele respective se schimbă foarte mult conformația multor lucruri, nu neapărat sau nu doar anatomic, văzând cu ochiul că se schimbă femeia. Se schimbă multe lucruri și în mintea ei, cum să zic, fiziologic și chiar anatomic. Anumite structuri efectiv se reconfigurează. Și modul în care atât ea percepe lumea și interpretează anumite fapte e complet diferit decât în perioada care a precedat graviditatea sau în perioada care va succeda graviditatea. Trebuie să înțelegem și să ne adaptăm la treaba asta și să înțelegem că nu mai este la fel cum era înainte și e normal să fie așa. Și trebuie să ne adaptăm. Nu e nimic greșit în toată situația asta. Da? Bun, discutam și înainte de emisiune că mie personal, vezi, eu nu sunt femeie și n-am fost gravidă. În ciuda părerilor care, uitându-se la gabaritul meu, ar spune contrariu, nu înțeleg treaba asta și discutând fiziologic, treaba cu poftele e mai mult o chestie, să zicem, românească și în mintea noastră. Nu prea există un mecanism clar spus, domne, așa se întâmplă, e un mecanism, un reflex care nu există treaba asta. Dar putem fi îngăduitori și putem înțelege treaba asta, fără dar și poate. La fel cum înțelegem treburile care sunt cu curentul, care iarăși nu există, e o chestie care este mintea noastră, și multe alte obiceiuri în România pe care le putem înțelege din punctul ăsta de vedere. Deci atenție sporită din toate punctele de vedere. Adaptarea inclusiv la condițiile climaterice în perioada respectivă, că vorbim de sărbătorile de iarnă, da? Inclusiv la cum se circulă, inclusiv la cât de frig e. Excesul în îmbrăcăminte nu e bun nici pentru gravidă, nici pentru copil. Așa. Și cam astea în general și abținerea, așa cum am spus, de la multe chestii. Și să înțelegem că sărbătoarea e că îi ai pe toți cei dragi alături sau că stai împreună cu cei dragi sau nu în excese, nu în consumuri, nu în îngăduințe stă sărbătoarea din punctul meu de vedere. Am fost un Grinch, știu. Care aduce vești bune totuși, chiar dacă o exprimă. Măcar utile, dacă nu bune, măcar utile. Vă invit să urmărim împreună impresiile cetățenilor noștri despre meniul de sărbători. Cum alegi cadourile pentru cei dragi? Păi după gusturile lor. Dacă lui maică mai place, de exemplu, să citească, iau ceva, o carte, lui frate mai mic jucării.
Copiii sunt mari și nu mai facem nici brad, că nu mai gustă. Distracțiile sunt să fim împreună, e vacanță mai mult și mai mult vorbim, povestim, nu neapărat, nu, cadouri mai puțin. În primul rând celor apropiați, dar iarăși spun, românii acum dăruiesc mai mult decât poate altă dată. Se dăruiesc mult oamenilor săraci, există campanii umanitare și se dăruiește în funcție de buget. Adică întotdeauna te uiți la cât ai și îți mai rupă bucățică să dai și celui care n-are. Păi aleg prin ce le place lor cel mai mult. Mă gândesc la ei ce le-a plăcut cel mai mult și mă duc să le caut. De ce mâncăm mai mult în această perioadă decât în restul anului? Suntem obișnuiți să gătim mai mult și mai bine. Ne uităm prin reviste, căutăm rețete noi. Cred că e o plăcere de sărbători să mănânci un pic mai bine decât așa simți că este sărbătoare. Eu nu cred că mâncăm mai mult, numai că în situația actuală multă lume nu are acces pe parcursul anului la multe preparate care se obișnuiesc de sărbători și atunci se exagerează un pic. Românul mănâncă în general foarte mult, din păcate. Cumpără mult, aruncă mult, mănâncă mult, mai mult decât îi trebuie. E un fel de lauda românului. Românul crede că prin asta își arată nivelul ridicat de trai. Adică dacă vine cineva la el și are în casă de toate, pentru el e o laudă, e o fală să mănânce cât mai mult și să ofere. Românul e și foarte generos, e foarte ospitalier. Așa e tradiția, pur și simplu, să se facă mai multă mâncare. Bine, eu nu n-aș face asta, așa fac părinții. Cei dragi, familia, părinții tăi, ce obișnuie să pregătească pentru mesele de sărbători? Nu știu, mâncarea asta, gen carne, sarmale, chestiile de genul. Nu există familie fără tradiționalele sarmale, răcituri, cârnați, dar mai nou se inspiră și de la bucătăriile străine și mai pregătesc și, știu eu, paste, mai pregătesc creveți, fructe de mare, mai nou toată lumea mondenă mănâncă fructe de mare, pește. Deci eu zic că deja s-a ajuns la o combinație între tradițional și modern. Clar, sarmale, cozonaci, că suntem români și nu concep fără așa ceva. Și mai fac câte o rețetă de pe net. Le caut și mă orientez să fac ceva mai special. Vă mulțumim pentru că ați fost deschiși, ați răspuns colegilor mei. Vreau să trecem acum de la alimentație către această gornă după cadouri. Suntem cu adevărat darnici sau căutăm cadouri și le oferim pentru că nu vrem să stricăm spiritul sărbătorilor? Și una și alta. Suntem darnici, dar cei care sunt darnici din obișnuință nu prea sunt văzuți, pentru că ei știu că dacă vor să ajute pe cineva și să facă un cadou și o bucurie, nu trebuie să apară pe undeva prin mass media. Sunt și foarte mulți care cu acest prilej, ați văzut, se duc la casele de bătrâni, la zi, la casele de copii și oferă cadouri și își fac poze și după aceea își fac reclamă. Și atunci se ascunde un profit acolo în spate, nu este chiar atât de multă dărnicie. Se spune că omul nu se naște darnic, pentru că dacă ne uităm la copii, ei încearcă să-și satisfacă propriile nevoi și nu interesează de cei care sunt în jurul lor dacă au nevoie de ceva din ceea ce le place lor, nu se gândesc să fie darnici. Asta se educă cu timpul. Deci asta poți să o înveți dacă îți dorești să fii un om mai bun și să ții cont și de cei din jur. Descurajăm aceste cheltuieli excesive pe cadouri sau și încurajăm oferirea lor în tot timpul anului sau lăsăm să meargă în acest spirit de turmă? Bine ar fi dacă s-ar putea în tot timpul anului, dar tot e bine și de sărbători, pentru că, nu știu, oricât de singur ai fi sau oricât de sărac ai fi, tot îți dorești ceva, măcar simbolic, un cadou. Și atunci tu faci altora o bucurie, alții îți fac ție. Și este un lanț frumos. Da. Răzvan, simt că vrei să adaugi ceva. S-a trezit Max Weber din mine și vrea să spun arde. Evident, trăim într-o societate consumeristă. Ne place să recunoaștem asta sau nu. Marketingul e limba pe care o vom vorbi de acum încolo.
Însă și edificiul ăsta, însă și emisiunea asta e tentată să agațe, să îmbrace lucrurile frumos, să ofere o treabă și așa mai departe. Toate lucrurile sunt vandabile, orice marfă trebuie îmbrăcată frumos și vândută sub toate formele. Atașarea de anumite simboluri, cum sunt treaba asta, sporește șansele ca respectiva marfă să fie vândută. Și atunci, înțelegând acest principiu de bază, folosești orice îți vinde. Sărbători, aniversări, situații, chestii de genul ăsta, în așa fel încât de asta datele tale de naștere, de aniversări și mai departe, sunt de prețioase pentru tot felul de firme și sunt vânate și îți cere acordul. Pentru că ele îți oferă cu ocazia asta tot felul de lucruri ca să-și vândă produsul. Nu interesează aniversarea ta, nu interesează sărbătoarea, nu interesează motivul, interesează doar să-și vândă produsul și atât. E o societate pe care o întreținem. Ne place sau nu, este un preț al capitalismului, care vine și cu bune și cu rele la pachet. Corect e, și acest capitalism nu e un sistem închis, reacționează la oamenii care îl compun. Și cred că dacă noi învățăm valoarea a sărbătorii în sine, valoarea actului de a dărui în sine și învățăm cum să le folosim și că într-adevăr ele nu depind neapărat de un moment arbitrar situat în timp și că pot fi în tot timpul anului, s-ar putea să fie ceva mai frumos. S-ar putea să înțelegem că cele mai frumoase lucruri, sau ca să zic așa ca pe baltă, cele mai mișto situații în viață nu au legătură cu banii. Și dacă stăm și ne gândim cu adevărat, o să descoperim că cele mai de preț lucruri sau cele mai de preț amintiri nu sunt de fapt legate de un cadou sau de faptul că a fost foarte scump sau de chestii neașteptate, ci a fost vorba de anumite lucruri care în esență nu pot fi cumpărate, nu pot fi cântărite, nu pot fi vândute. Motiv pentru care dacă învățăm să facem transferul ăsta cu ocazia sărbătorilor, ar fi ipocrit din partea noastră să spunem că poate nici noi n-am așteptat cadouri, pentru că e ocazia în care, nu știu, să rămâi cu buza în față, nu ceva ce îți dorești. Există și, cum să spun, o dezamăgire legată de sărbători, apropo de asta, poate apucăm să vorbim de ea în emisiunea asta, însă poate învățăm să înțelegem că nu doar de mărimea coșului cadoului, culoarea sau, nu știu, valoarea lui în bani, în ceva, ci de importanța care e legată de respectivul cadou, de persoana care ți-l dă, de contextul în care ți-l dă. Și atunci, poate că lucrurile de aici se vor schimba. Mă învăța că nu doar, nu știu, să îngroșăm rândurile hipermarketurilor făcând o fel de fracturi prin îmbrânceală, e soluția să câștigăm liniștea de Crăciun sau de cine știe ce altă sărbătoare, că lucrurile se petrec cu ocazia sărbătorilor ăsta. Pentru cei care au deschis mai târziu device-ul de pe care ne urmăresc, vreau să vă amintesc că în această ocazie ne-am propus să învățăm împreună cum ne putem bucura într-un mod responsabil și sănătos de frumoasele sărbători care ne stau în față. Am alături de mine pe Răzvan Mihalcea, care, deși este îmbrăcat într-un tricou drăguț alb, este medic. Deci este o persoană avizată care ne poate oferi informații utile și reale. Nu face pom în orice circunstanță. Și Magdalena Ciucă, psihoterapeut, un om foarte cald și plăcut. Doamna psihoterapeut, ce cadouri ar fi indicat să oferim copiilor? Este industria aceasta jucărilor care evident înflorește în această perioadă și ne bucurăm pentru ei, dar cu toate astea, copilul nostru ce ar trebui să primească? Dacă am fi să ne gândim la modul general, cam ce cadouri s-ar potrivi, se spune așa că până în 7 ani ar fi bine să fie niște cadouri educative. Acum, mare atenție să nu cumva să fie de origine, nu știu, să fie de asiatică, ca să nu spun despre ce calitate țară slabă. E vorba. Nu numai de calitate slabă, dar unele chiar accidentează copiii. Exact, da. Deci sunt periculoase, nu sunt făcute, nu sunt gândite bine și noi ne bucurăm de preț și până la urmă ne alegem cine știe cu ce. Uite, se duc în vizită într-o la seară medic de sărbători când nu trebuie. Sunt jucării la care trebuie citite etichetele, sigur. Dar ajung la tine imediat, crede-mă că nu deci te ratezi. 0-3, unde scrie că n-ai voie cu sub 3 ani, nu-i da copilului sub 3 ani chestii pentru că le înghite. Da, ne bagă în orificii. Nas, nu vrei. Ce înseamnă jocuri educative? Haideți să le numim concret. Ceva din care are ceva de învățat, nu știu. Chiar și faptul că e Lego acela care îl potrivește, învață cum se potrivește o anumită formă cu cealaltă sau vede niște poze care arată animăluțe și învață să le recunoască de când sunt mici. Ar putea să ceară niște sfaturi celor care vând jucăriile și ar spune, uite, copilul meu are vârsta cu tare. Acum, în afară de faptul că
este încadrată într-o anumită vârstă, tu-ți cunoști copilul și știi cam ce și-ar dori. Uh-huh. Și cam ce-l atrage din tot ce există ca și produse pentru copii. De la 7 la 14 ani se spune că e bine să ții cont de distracție, adică, nu știu, să-i cumperi patine, să-i cumperi schiuri, săniuță, ceva care să-l mobilizeze, să facă mișcare, da, da. Dar, în general, dacă îți cunoști bine copilul, sunt acum și oferte multe pe net, deci online poți să-ți faci deja cumpărăturile și să-ți alegi ce-ți place. Mă gândesc că este o perioadă bună în care să și corectăm sau să dirijăm gusturile copilului. Când ne-ați spus mai devreme, îți cunoști copilul și cam știi ce își dorește. Poate uneori ce își dorește nu este chiar ceea ce l-ar și contura frumos ca un adult viitor. Corect, așa este, da. Când mi-am dorit eu mitralieră. Bine că nu ai primit-o, uitându-mă la tine, îmi dau seama că părinții te-au fost înțelepți. Nu, nu, eu vreau încă îmi doresc. Încă dorești. Da. Probabil că ceva care să nu stârnească agresivitatea și care să nu se accidenteze sau să accidenteze pe alții, că și asta se poate întâmpla. Cum moderăm cantitatea pe care aceștia o cer? Cantitatea, acolo trebuie să ne gândim și puțin la necesitate, că până la urmă, dacă îi faci o bucurie, nu trebuie să îi cumperi kilograme de jucării. Se plictisește repede de ele, nu ai pe unde să le pui prin casă, poate este bine, e o ocazie să-l înveți să dăruiască. Ceea ce s-a plictisit de ele, nu știu, nu îi mai plac, nu le mai folosește, să le dea altor copii. Chiar să meargă la o casă din asta de copii, acolo precis n-au. Și da, să-l înveți să renunțe la ele, că e greu și pentru un om mare să renunțe la vechituri. De asta da, spun. De acolo începe, este de când e mic. Care putem contura acest lucru. Cât de periculoase sunt substanțele și coloranții din jucării, Răzvan? Mult mai periculos decât ne putem imagina. Să nu uităm, niciunii dintre noi, că toți ne-am născut și am crescut. N-am apărut brusc, dintr-o dată ne-am trezit în pat la 25, 35, 45, 65 de ani. Cred că se uită foarte ușor treaba asta. Și uităm că toți băgam în gură, sau zicea doamna Ciucă, în toate orificiile cunoscute nouă, tot felul de chestii, că așa exploram noi lumea. Să nu uităm că și copiii noștri trec prin exact aceleași faze, numai că acum, de dragul profitului, se sacrifică tot felul de etape de astea industriale și se folosesc tot felul de chestii care se pot dovedi a fi foarte dăunători pentru copii. Nu doar prin acțiunea lor mecanică, că și le îndeasă undeva sau că le înghiți sau se pot asfixia cu ele, sau că pot face aspirație de corp străin, nu despre asta e vorba doar, dar într-adevăr, odată ingerate, pot duce la tot felul de lucruri de genul ăsta. Lăsăm la o parte că în anumite părți ale globului încă se folosesc anumiți aditivi care au plumb în ei, plumbul fiind cunoscut că face foarte bine. Nu face bine plumbul, vă dați seama, e o chestie complet toxică. Nimeni sănătos la cap n-ar fi în preajma plumbului ca să-l introducă în organism, motiv pentru care trebuie să fim la fel de atenți și cu copiii noștri. Iar este o felul de aditivi care sunt mai rău decât metalul ăsta greu cum e plumbul, pot fi și alții, care nu fac deloc bine. Așa că da, într-adevăr, uneori calitatea unei mărci consacrate poate garanta și anumite condiții de siguranță. Pe de altă parte, indiferent cât de consacrată e marca, dacă sunt scrise anumite condiții de siguranță pentru utilizarea respectivei jucării, e bine să fie respectată. Uhum. Nu doar că n-ai voie să dai piese de Lego unei categorii sub trei ani că le înghite, nu știe, până la trei ani nu știe să le potrivească, știe să le guste, e bine să respecti treburile astea pe etape ca să știi să fie efectiv util. Altfel, efectiv, ai aruncat banii respectiv și s-ar putea doar să-i face rău copilului. Să ajungi că într-o cameră de gardă de pediatrie sau de chirurgie pediatrică și nu în jurul bradului, bucurându-te de utilitatea jucăriei respective. Da? Deci aici presupune ceva implicare. E probabil cel mai frumos, știu, nu sunt părinte, n-am niciun drept să dau astfel de sfaturi, dar eu vă spun în perspectiva de fost copil. E mai frumos decât să dai un cadou, indiferent ce set Lego e, care, nu știu, de colecție, dacă fie doar și de formă sau de început îl faci cu el. Sau dacă e un avion și îl înveți să piloteze respectiva chestie telecomandată, e adevărat. Sau, nu știu, orice o mașinuță și îl înveți să o folosească. E mai interesant atât amintirea cât și cadoul, nu doar că i-ai dat o chestie foarte scumpă. Și a învăța să facă treaba asta costă de obicei aproape nimic. Din punctul ăsta, decât ceva timp și ceva sentimente, care cred că sunt oarecum normale când e vorba de copii.
Chiar vreau să vă întreb despre jocurile de societate. Mi-aduc aminte că eram destul de mare, cred că aveam undeva la 14 ani, când părinții mei s-au gândit să ne introducă și pe noi în jocul lor frumos de Remi. Eram atât de încântată. Da, asta e o ocazie bună. Și sigur. Nu înțelegeam de ce nu m-au integrat mai devreme, că trebuia îi urmăram cu drag. Da, 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 anumite reguli, probabil presupune o anumită atenție și aici doamna Ciucă poate ne poate explica mai mult. Însă da, e o idee foarte bună situația asta. La ce vârstă introducem copiii în jocurile noastre? Păi cred că trebuie să ținem cont de felul în care se dezvoltă și cât de... Dacă i-ai învățat să nu facă nimic fără ajutorul tău, dacă i-ai cocoloșit, probabil că toate etapele astea vor întârzia puțin. Îți va fi teamă că nu înțelege, că se plictisește, că... adică vor părinții invocă tot felul de motive. Dar poți să-l testezi încetul cu încetul să vezi cam ce aptitudine are. El își dorește să fie alături de adulți, în orice împrejurare. Eu mi-aduc aminte că am fost un copil timid, dar când veneau musafirii în casă, îmi plăcea să stau pe lângă ei și eventual să mă ascund undeva într-un colț, să nu intru în discuție, că nu mi se dădea voie să-mi dau cu părerea, dar să ascult, pentru că aveam multe de învățat. Bineînțeles, încercau să folosească un limbaj adecvat față de copil, să nu prindă chiar să tot. Să nu învăț, da, și alte lucruri. Da, îmi aduc aminte de familiile în care ocazional mai pătrund și eu și îmi dau seama că se poartă acest obicei de a-l trimite cu tableta în mână într-o cameră alăturată. E mai comod pentru părinți, dat fiind agilitatea stilului de viață și ritmul vieții. E greu uneori și simți că ai nevoie de timp și pentru tine și într-un fel te simți că parcă îți capezi timpul ăsta și mai ales că lucrând cele mai multe sărbători sunt nimeriți și cu zile libere de la stat, parcă într-un fel ai vrea să beneficiezi de ele și nu e greșită situația asta, numai că trebuie făcut puțin un echilibru vis-a-vis de chestia asta, pentru că ăsta e termenul corect din punct de vedere și medical, poate și psihologic, nu mă hazardez să trec peste competențele mele și să trec peste cele ale colegii noastre de platou, dar vreau să spun că mie mi se pare mai degrabă un abandon al copilului cu un device, un gadget în brațe, decât nu știu, al pune undeva și nu știu ce. Practic îl abandonezi acelui device și device-ul ăla le duc în loc să le duci tu cum trebuie să faci. Repet, vin din postura unui om care nu are copii, deci sfaturile mele sunt pur teoretice, dar știți cum e vorba aia, nu trebuie să fii mereu pățit ca să știi o situație. Nu știu că ce părere aveți. Eu cred că se cunoaște din tot ce s-a scris și tot ce a apărut și la televizor că aceste device-uri nu fac bine. Nu fac bine în cantitate, adică a timpului mare. De multe ori de acolo învață și puțin agresivitate, puțin mai multă, poate chiar în funcție de, nu știu, jocurile care sunt acolo. Dacă folosește un calculator, s-ar putea să intre pe niște site-uri care nu sunt propice pentru vârsta lui și să afle niște lucruri care nu sunt bune de niciun fel pentru educația lui. Pe de altă parte, îi se dă această tabletă sau ce primește el acolo. Părintele vrea probabil să scape de niște întrebări pe care îi le pune copilul. Sigur că nu va învăța mare lucru. Întrebările lui rămân undeva nepuse. Poate să-și găsească răspunsuri la copii de vârsta lui, dar nu sunt cele pe care ar trebui să le afle, să le afle și să-i rămână în minte. Adică toate sunt în detrimentul copilului. Mai târziu, probabil că aceste întâmplări vor avea repercusiuni și asupra relației copil-părinte. Și vor fi nemulțumiți. Se vor întreba de ce e copilul meu așa, când alu cu tare este mai isteț, e mai descurcăreț. Pentru că, într-un fel, te introduce într-un fel de autism. Ești tu acolo cu bucățica ta, pironit cu ochii acolo, nu te interesează de nimic din ce e în jur. E adevărat că îți captează atenția, că sunt făcute în așa fel, încât să te țină cât mai atent acolo, la tot ce este în jurul tău. Dar nu e bine. Perioada sărbătorilor, cum am tot spus de când am început, este o perioadă în care ne adunăm toți și stăm toți cu toți. Din păcate, obișnuim să stăm adulți cu adulți, mai puțin adulți cu copii. Unde poate duce acest comportament defectuos, cred eu, pentru copilul care acum este copil, dar nu va rămâne copil? Îl va transforma în ce adult? Într-un adult care a strâns niște frustrări,
părerea lui nu contează și, într-un fel, el duce această povară și mai departe. Probabil că va avea o, nu știu, un fel de personalitate submisivă. Se va întâmpla și la serviciu să fie la fel, să nu îndrăznească să spună atunci când ceva nu-i convine, când este încărcat cu niște sarcini care nu sunt în fișa postului. Furiile vor exista în continuare pentru că ceva din nemulțumirile lui nu sunt spuse în afară, nu sunt rezolvate și până la urmă poate să se întâmple ca această furie să fie îndreptată către el. Lipsă de încredere în sine, care o va duce și la vârsta matură, se poate întâmpla chiar de câte ori are o nereușită în viață să se întoarcă în casa părintească, să ceară sfaturi sau să-și oblojească rănile, pentru că a fost într-o situație unde s-a simțit umilit, neascultat. Deci toate astea te costă mai târziu. Care este, de fapt, mesajul sărbătorilor? Ce ar trebui să ne hrănească cu adevărat sufletul și mintea în această perioadă? Întrebare pentru amândoi. Nu știu, cred că s-a pierdut cumva semnificația, mai ales a Crăciunului. Oamenii, într-un fel, se gândesc la Crăciun ca la masă îmbelșugată. Dar se uită că, de fapt, are și o semnificație religioasă și că nașterea Domnului în Nazaret, pe undeva trebuie să ne aducă la cunoștință că au existat și există oameni care sunt exemple pentru noi din toate punctele de vedere și copiii ar trebui educați într-un fel cu mult respect față de astfel de oameni care au existat și într-un fel să li se explice și ce înseamnă Crăciunul, ca să înțeleagă de ce este așa. În rest, probabil că și-a dărui este iarăși o lecție care o învață copilul, a fi împreună cu ceilalți, nu un lup singuratic, să știe că măcar la sărbătorile astea familia se adună și încearcă să... nu știu, să se pună la curent ce s-a mai întâmplat în familia fiecăruia, în viața fiecăruia. Și este o situație în care e bine să te bucuri, să fie o atmosferă destinsă și să te bucuri. Mulțumesc tare mult! Aici nu vorbesc în calitate de medic, aici e o chestie care are legătură cu calitatea mea de căutător, ca să zic așa. E foarte important să legi sărbătoarea de tot ce înseamnă semnificația ei și să înțelegi simbolic ce s-a întâmplat acolo. Înțelegând treaba asta și explicându-i pornind de la copil, noi spunem că pe limba lui, dar poate că ne înțelegem mai bine așa. Să nu uităm că cele mai mari bazme au fost scrise ca să fie citite de copii, de adulți copiilor și ca să fie priceput de cei care le citește. Mă refer aici la unul din cele mai frumoase bazme, Hainele cenușare ale împăratului, da, care e mai degrabă pentru adult decât pentru copii. Să nu uităm de Micul Prinț, care nu e o carte pentru copii, e o carte mai degrabă pentru adulți. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea și să le explicăm copilor și poate să le înțelegem și noi altfel. Să ne axăm poate mai mult pe tot ce înseamnă într-adevăr semnificația sărbătorii, apoi pe relație mai degrabă decât pe cantitate. Și cred că dacă începem să prioritizăm astfel lucrurile, vom avea cu adevărat parte de lucruri frumoase, care nu înseamnă neapărat epuizare înainte de sărbători, care nu înseamnă neapărat investiții extraordinare, epuizarea fizică, epuizarea resurse, epuizarea de orice natură, ci înseamnă să te bucuri la timp de anumite lucruri care ți oferă. O chestie care aș putea spune, cum să spun eu, inegalabilă, da? Cam asta e tot ce spun eu despre sărbători. De aia, să nu ne lăsăm păcăliți de tot felul de idei, tradiții sau treburi de genul ăsta, ci să înțelegem ce se întâmplă acolo. Ce sfaturi putem oferi pentru ca acest timp de împreună simțire și părtășie să fie unul de calitate? Și este el important? Este important pentru că, se zice așa, că sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare de familie și de obicei atunci se strânge familia, se face o familie mare cu mătuși, unchi și așa mai departe.
Eu aș zice că este foarte important să păstreze atmosferă plăcută. Întâmplarea face ca atunci când se adună multă lume să vină și persoane mai în vârstă care încearcă să îți dea lecții de viață, să te întrebe de ce nu te-ai căsătorit, de ce n-ai făcut un copil și așa mai departe. Cât poți, e bine să eviți să intri în discuții din astea contradictorii, să te cerți. Adică, fă în așa fel încât această atmosferă să nu se strice. Mai bine părăsești locul de acolo, mai vii peste un timp. Și asta este cel mai important. Poate nu atât cât pui pe masă, cât atmosfera pe care o creezi acolo, colindele, darurile din jurul bradului pe care fiecare le așteaptă și le găsește acolo cu dedicație. Da. Din păcate, în această perioadă sunt și persoane care se găsesc singure. Este acesta un lucru rău și ce recomandări putem face pentru ei? Faptul că e singur nu este un lucru rău. Are un impact psihologic? Impact psihologic are în momentul în care îți este frică de singurătate. Deci frica că vei fi din nou singur îți tulbură echilibrul. Și atunci, poate că e bine nu atunci de Crăciun să te apuce frica, ci pur și simplu să te gândești cu puțin înainte, puțin timp înainte, ce aș putea să fac eu anul ăsta pentru mine de sărbători. Pentru că, iarăși, din câte văd, sunt singur, sunt fără o relație sau, mă rog, din alte împrejurări. Poate că e bine să fii deschis cu tine și să te întrebi, dar oare de ce de fiecare dată aleg să îmi plâng de milă, în loc să fac în așa fel încât să mă bucur și eu de sărbători. Și slavă Domnului că soluții se găsesc destule, da. Sunt grupuri de oameni care sunt la fel ca și tine singuri. Poți să alegi să-ți petreci timpul în familie, în familia extinsă, poate să nu mai refuzi. Că e adevărat că oamenii singuri nu prea sunt invitați între prieteni, e cam greu. Dar poate chiar la tine, acolo unde locuiești, la tine în blocul ăla, există cineva singur și te gândești dinainte și faci o propunere. Uite, hai să ne unim singurătățile și să petrecem. E puțin curaj, e vorba de puțin curaj. Pe de altă parte, mă gândeam la o doamnă care spunea, zice, nu știu cum să face, că fostul meu prieten mă caută numai de sărbători. El probabil că era frică de singurătate. Și zice, eu refuz categoric, zice, nu și-aduce aminte de mine în restul anului, tocmai atunci și-aduce aminte. E o treabă neplăcută, totuși, adică, sau cel puțin, fii sincer și spune-i, uite, pentru tu dacă nu ți-ai găsit pe nimeni, eu nu mi-am găsit pe nimeni, hai să ne unim singurătatea, fără niciun fel de pretenție, de după, că ar putea să mai continue ceva. Și dacă vrea, bine, dacă nu, nu. Până mai există și restaurantele unde poți să te duci acolo să găsești un grup mare de oameni. Intri și tu printre ei. Este o agenție de turism, cine vrea ca să știe datele de contact, care se ocupă exact de oamenii singuri și organizează și petreceri de revelion, organizează și excursii în țară și în străinătate și sunt aleși numai oameni singuri. Deci asta este prima condiție ca să faci parte din grupul lor. Și din câte am înțeles, eu am trimis clienți acolo și sunt foarte mulțumiți de felul cum au organizat, locurile pe care le vizitează. Hai, ce fain! Da. Trecerea aceasta dintre ani reprezintă cu adevărat un nou început și cât de importante sunt găsirea scopurilor pentru următorul an și punerea țintelor? Păi, dacă ai văzut că anul care s-a încheiat sau se apropie de încheiere nu a ieșit chiar așa cum ți-ai fi dorit tu, te așteptai la niște lucruri, nu știu, ți-ai propus ceva și nu a ieșit, poate că e bine să-ți faci un plan. Se spune că dacă îți faci o listă și o citești în seara de revelion, ai mai mari șanse să se realizeze. Sigur că trebuie să fie niște obiective realizabile totuși, adică să nu fie exagerate. Pentru a fi dezamăgit. Vreau să fiu, da, nu știu, conducătorul Apple sau nu știu ce mai o fi pe acolo, să-ți dorești tu așa ceva care n-ai niciun fel de șansă să ajungi acolo. Să fie ceva care să fie și măsurabil, să fie ceva care să poți să zici, uite, domne, mi s-a întâmplat asta și
am posibilitatea să folosesc oportunitatea asta și în alte condiții sau... Adică ceva care, într-adevăr, să zici, uite, asta am trecut-o pe listă și, într-adevăr, s-a întâmplat. Să fie ceva care poate că ai mai multe șanse dacă mai găsești o persoană care are același obiectiv cu tine. Cum ar fi, de exemplu, după anul nou mă duc la sală și mai găsești un prieten care se duce și el la sală. Probabil că vă îndemnați unul pe altul și ai mai multe șanse să te apuci de sport în anul care vine. Statisticile spun că în ianuarie sălile sunt pline, din păcate prin aprilie mai se cam golesc. Cam atât ne ține acest... O, du-te bine, stai că din aprilie până în mai, toți sunt câteva luni bune. După aceea se pregătesc pentru vară, ca să iasă frumos la plajă. Dar tot așa, câteva săptămâni, o lună. Da. Exact, adică durează, entuziasmul pierde repede, ideea e de angajament foarte mult. Sigur că sunt foarte multe lucruri care spun că odată cu maturitatea încep să înțelegi că nu prea mai există șanse de astea cu ocazia nou, de nou început. Dar eu cred că uneori un pic de inocență de copil care îți dă posibilitatea să crezi că odată ce ai început, bine, poate să fie o etapă, poate să fie un an, eu nu fixez, spre exemplu, arbitrar 31 decembrie, 1 ianuarie. Dar pe de altă parte știu că, de exemplu, atunci când mi-am propus ceva într-un an, într-un an și m-am ținut cu dinții de chestia asta, pentru că într-adevăr erau și importante, erau realizabile, adevărat, repet, mi-am propus chestii care, pe care nu puteam să le realizez și care nu depindeau foarte mult de mine, nu știu. Mucea și doamna Anciugă a dorit să ajungi conducătorul unei chestii, dacă nu ține foarte mult de tine, e puțin probabil să fie realizabil. Dar ce ține de mine, m-am concentrat pe chestia asta și atunci am descoperit cu bucurie că poate fi foarte încurajator să-ți dea putere să faci treaba asta. Pot fi ani mai buni, pot fi ani mai răi, trebuie să înveți să iei din fiecare ce poți și să înțelegi, nu neapărat că, nu știu, o să fie bine, că o să sară soare, nu cred în prostii de genul ăsta, dar cred că dacă fixezi anumite lucruri și te zbați pentru ele, pot fi făcute anumite schimbări. Dacă nu faci lucrurile astea cu siguranță, nu poți să aștepți ceva ca efectiv timpul, conjunctura să reverse asupra ta. Nu poți să învinuiești treaba asta, să dai vina pe altceva, pe timp, pe guvern, pe nu știu ce, pe secetă, că nu merg lucrurile. Motiv pentru care cred foarte mult în a-ți fixa anumite ținte, a fi foarte serios, a fi acerb în a le îndeplini și a te ține de ele. Și eu ți-am zis, aș bucură să fie măcar până în mai iunie, că e ok, sau aprilie mai, cum spui tu, că tot e bine față de, nu știu, până două săptămâni din ianuarie. Adică, cu, referitor la orice, nu doar la sală sau la orice altă chestie. Nu știu, să spui mulțumesc și bună ziua, să n-arunci gumă pe stradă. Anul ăsta am propus să n-arunci gumă pe stradă și dacă te ține un an de zile, ai făcut rău. Sau să-mi cumpăr strada ta mai curată. Sau să cumpăr bilet. Da, exact. Sau să dau locul din tramvai. Sau, nu știu, să fac mai curat în jurul curții, apartamentului și ai făcut în anul respectiv mai puțină mizerie în oraș. E o chestie foarte bună. Din păcate, uneori uităm să ne protejăm din dorința de a ne distra gălăgios. Aici mă refer la muzică puternică. Ce impact are asupra urechilor și creierului până la urmă? Nu știu dacă e nevoie de opinia unui doctor să spună că nu e bun. Mai nou, toate device-urile te avertizează că pe măsură ce crești volumul atunci când fie că vorbești, fie că asculți ceva, există un risc asupra sănătății tale auditive. Nu e, repet, și respectivul meu device nu e doctor, nu are diplomă. Deci e la mintea cocoșului că nu e bine să faci treaba asta. Din punctul meu de vedere e contraintuitiv și cred că se pierde foarte mult, dar bine, eu nu sunt în priceput în ale muzicii, se pierde foarte mult de interpretare, indiferent de ce tip de ce gen de muzică vorbim, în momentul în care e dată excesiv de tare. N-aș putea asculta nici măcar Sinfonia Nouă cântată pe niște boxe care pe un stadion în stil rock. Nu e. Adică, cred că fiecare muzică are intensitate care nu se regăsește neapărat în volum, așa se spune, ci mai degrabă în intensitatea tărilor pe care ți le generează. Dacă te concentrezi pe asta și nu neapărat pe cantitate, din nou, ci pe calitate, s-ar putea să ai surprize foarte mari. Sigur, acum nu mai e nevoie să dai suficient de tare muzica în boxe pentru că ai tot felul de device-uri care îți crapă urechile când le pui pe ele. Dar, repet, aici măcar e avertizarea. Sigur, și pe pachet de țigări scrie că fumat ucide. Asta nu înseamnă că nu vei mai fuma. Exact. Este adevărat că zgomotele foarte puternice pot provoca accidente vasculare cerebrale? E o cale foarte lungă până acolo și e vorba de un context anume. Nu m-aș hazarda să fac așa o legătură chiar atât de directă și să sperii lumea cu treburile astea, dar pot spune fără dar și poate că nu e sănătos să asculti muzica atât de tare, fie că o ții pentru tine în urechi, deși puțin probabil să rămână la tine în urechi dacă e atât de tare, fie că vrei să o împarți cu tot cartierul sau, ce să mai zic, cu tot orașul.
Asta e apropo de epatare. Da. Să vadă lumea ce boxe am eu. Că și eu ce am muzică. Muzică bună. I-am făcut investiția în ăsta. Este ultima ediție de Vorbă cu Totul din acest an și voi face un lucru despre care nu v-am povestit nimic, așa că puteți refuza. Vreau ca dacă simțiți să faceți o urare sau dacă vreți să adresați un mesaj celor care ne privesc, puteți să faceți acum. Aș dori românilor să fie cât mai liniștiți de sărbători, să se bucure alături de familie. Asta înseamnă cumpătare în toate. Sigur, să aibă tot ce-și doresc și la masă și în jurul pomului. Și în rest, multă iubire pentru cei din familie și pentru cei din jur. Scumpă sunteți, Răzvan? Îmi doresc și vă doresc să... Fii darnic! Acum ce pot să zic? Nu dau de la mine, nu? La câte veștere ai dat în acest an? Îmi doresc și vă doresc să puneți la minte și la inimă lucrurile frumoase și bune care au trecut în anul acesta. Să treceți cu foarte mare atenție pe caiet lecțiile prin care ați trecut anul acesta, mai plăcute sau mai puțin plăcute. Să puneți deoparte toate sfaturile pe care le-ați primit și să le cugetați adânc asupra lor. Și îmi doresc și vă doresc ca Dumnezeu să vă lumineze mintea, ca anii care vă stau înainte, zilele poate, să fie unele de foarte mare calitate. Vă mulțumesc tare mult, dragilor. Nu este nevoie să vă mai spun că mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu în această seară cu voi. Acum de milă de zile, ai stat un an de zile cu noi. Și să știi că îți fac promisiunea că mă vei întâlni și anul viitor. Asta e destul de periculos, nu vezi, fii antenă. Vă mulțumesc din suflet, mi-a făcut o deosebită plăcere. Asemenea. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Se termină un 2018, sper că unul sunt îmbelșugat, cel puțin în forma națională. Sunt Consuela Bălașa și cu siguranță vă dau întâlniri și în 2019. La revedere!